Redeschiderea Spitalului Orășenesc din Vânju Mare este unul dintre cele mai importante obiective ale Consiliului Județean Mehedinți. De aceea, imediat ce vremea a dat semne că se încălzește, lucrările au fost intensificate. Astăzi s-a turnat planșeul peste parterul corpului nou, care se construiește pe șantierul fostului Spital Orășenesc din Vânju Mare. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a fost astăzi în teren pentru a vedea stadiul lucrărilor. În ultimii ani, Consiliul Județean, instituție condusă de Aladin Georgescu, a reușit să atragă investiții importante pentru spitalele din județul nostru. La Vânju Mare, Consiliul Județean Mehedinți derulează investiția pentru reabilitarea, modernizarea și extinderea fostei clădiri a Spitalului Orășenesc. În urma acestor demersuri, obiectivul principal este acela de a redeschide unitatea medicală pentru a deservi populații din sudul județului. Pentru această investiție, Consiliul Județean Mehedinți a primit o sumă importantă de la Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila. Lucrările continuă la șantierul de la fostul Spital Orășenesc Vânju Mare. Conform graficului, am primit și o sumă importantă de bani de la Ministerul Sănătății, motiv pentru care îi mulțumesc în mod special domnului ministru Rafila. Astăzi se toarnă planșeul peste parter la un nou corp de clădire care se construiește aici și avem speranța că în câteva luni acest nou corp va fi gata, urmând ca prin toamnă să demareze lucrările la ultimul corp de clădire, care de asemenea se va ridica de jos, va fi un corp nou, astfel încât în toamna acestui an, spre sfârșitul anului, să putem să spunem că în ceea ce privește ridicarea construcțiilor, totul este în regulă și pe timp de iarnă să se poată lucra la interior. Lucrările sunt în grafic, chiar dacă față de momentul când am semnat contractul de finanțare, termenul s-a prelungit, dar eu sunt mulțumit de modul în care se lucrează. În paralel, lucrăm la documentația pentru întocmirea unui studiu de fezabilitate în ceea ce privește achiziționarea și dotarea spitalului cu aparatură medicală. Sperăm să obținem finanțare pe fonduri europene, astfel încât, mergând în paralel cu aceste demersuri, la momentul când se va recepționa clădirea spitalului să fie și dotată cu tot ceea ce este necesar și să avem un spital modern. Infrastructura medicală a ocupat mereu un loc important în ceea ce privește investițiile Consiliului Județean Mehedinți. Astfel, prin redeschiderea acestei unități spitalicești din sudul județului, viața cetățenilor ar fi simplificată, deoarece nu ar mai necesita transportul până în municipiul Drobeta, Turnu Severin. Primarul orașului Vânju Mare, Alexandru Mijeiche, este extrem de încântat de buna colaborare cu autoritățile județene, fiind prezent alături de președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, în teren pentru a vedea stadiul lucrărilor. Sunt chiar foarte mulțumit, în sensul că considerăm noi lucrările sunt în grafic, merg într-un ritm alert. Astăzi s-a turnat placa și la corpul de clădire care se construiește. Zic eu că e o performanță pentru noi și toată lumea întreabă când e gata spitalul. Și noi așteptăm la fel ca și oamenii și cred că nu numai noi, întreaga zonă de sud așteaptă acest lucru. Modernizarea spitalului din Vânju Mare este o investiție de suflet a președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu. Acesta a depus eforturi uriașe pentru ca cetățenii din orașul său natal, dar și locuitorii din întreaga zonă de sud a județului Mehedinți, să beneficieze de servicii medicale la standarde înalte. Șeful Consiliului Județean Mehedinți a reușit să atragă zeci de proiecte și sute de milioane de euro pentru modernizarea a două puncte cheie în viețile oamenilor, infrastructura rutieră și cea de sănătate. Aceste investiții continuă, județul Mehedinți fiind un șantier în lucru.